Elevii care au dat astăzi bacalaureatul la Turcerni au primit la matematică un alt set de subiecte decât cel stabilit de minister. Greșeala a fost constatată mult prea târziu, când elevii deja terminaseră examenul. Aceștia au avut de ales între a relua examenul după câteva ore sau a accepta corectarea lucrărilor mai grele. Elevii au refuzat să mai dea o dată examenul și au dat declarații pe propria răspundere că sunt de acord să le fie corectate lucrările susținute. Am avut de ales între a susține din nou la ora 2 cu varianta de rezervă examen de bacalaureat sau să li se recorecteze lucrările cu rezolvările pe care le-au făcut pe lucrări. Pentru ce au optat elevii? Ca să li se corecteze lucrările, au refuzat să mai susțină din nou examenul. În acest fel putem spune că s-a rezolvat problema? Da. Profesorii care au făcut parte din comisie și care sunt responsabili de greșeala comisă vor fi sancționați de minister, a anunțat șeful inspectoratului școlar, Iustin Paralescu. Membrii comisiei refuză însă să își asume vreo vină. Eu n-am fost în sală când s-au dat subiectele. Am înțeles și eu că, într-adevăr, au fost specializări de tematici diferite și, mă rog, unii copii au primit subiecte care nu erau de profilul lor. A fost și domnul Ișvan un membru în această comisie. Dânsul ce rol a avut? Domnul Ișvan a fost împreună cu mine, am introdus copiii în clase. Deci eu cu dumnealui și cu polițai am introdus copiii în clase. Directorul grupului școlar industrial din Turceni s-a arătat surprins de pățania elevilor săi. Credeți că vor avea de suferit elevii în urma acestei încurcături cu subiectele de la bacalaureat? Nu, copiii nu o să aibă de suferit, mai ales că au acceptat ca lucrările lor să fie corectate așa cum au fost scrise, deci nu cred că o să fie un impediment pentru ei. Acesta nu a fost singurul incident al zilei, un profesor supraveghetor a leșinat și a fost luat cu ambulanța și un elev a fost eliminat din examen pentru copiat.